Hoții de șină de cale ferată și-au pierdut obiectul muncii. Nici o firmă de colectare a fierului vechi nu le va mai cumpăra marfa în cazul în care actul normativ adoptat de către senator va fi respectat. Centrele de colectare a fierului vechi nu vor mai putea cumpăra de la persoane fizice, cupoane de șină de cale ferată sau alte componente provenite de la CFR, nici dacă vânzătorii dau înscris că le-au adus din propria gospodărie. Noile reglementări sunt dure, iar firmele care încalcă legea pot primi amenzi de până la 40.000 de Lei. în timp ce hoții se mulțumesc cu prețuri infime pentru bunurile sustrase de pe calea ferată, pagubele create în realitate sunt imense, iar la nivel național peste 200 de trenuri au înregistrat întârzieri de peste 8000 de minute ca urmare a furturilor comise în primele trei luni ale anului la calea ferată. Numai în județul Hunedoara de la începutul acestui an au fost înregistrate 72 de furturi și au distrugeri de instalații sau material mărunt de cale ferată. Pagubele produse de hoți depășesc valoarea de 100 de mii de lei.